Bun găsit. Sinceritatea este subliniată de planeta astăzi. Chiar dacă ne costă, dar într-un mod uh, plăcut și echilibrat putem să fim transparenți cu cei din jur. Berbecii, mai ales după amiază, pot avea un puseu de onestitate cu o persoană foarte importantă pentru ei și este apreciată această sinceritate. Taurii la locul de muncă țin să puncteze lucrurile într-un mod cât mai transparent, și cu șefii și cu colegii. Și așa este mai bine toată lumea răsu Ufălșurată. Pentru gemeni, niște mărturisiri pe care le pot face unor persoane oficiale, cu contabilul sau cu o altă persoană cu care au de lucru astăzi, își spun un păs sau un impas. Pentru raci, ziua aduce lămuriri și clarificări în legătură cu o persoană din familie sau cu niște treburi care ating familia și poate abia acum, sub semnul sincerității, se despovărează. Lei Uh, pot uh... avea, mai ales în prima parte a zilei, uh, discuții oneste cu o persoană care are niște răspunsuri, are niște adevăruri sau chiar investigează și cer ei, pun întrebări și află niște lucruri lămuritoare. Fecioarele în legătură cu banii se pot clarifica și lămuri. Muncesc și cu spor astăzi, își motivează foarte bine colegii sau știu exact ce au de făcut și e fructoasă munca lor. Pentru balanțe, uh, ziua aduce discuții bune cu copiii sau cu tinerii dar uh, mai ales în a doua jumătate a deprind niște abilități noi. Deci spun aici nu știu și cineva îi ghidează. Scorpionii sunt discreți, uh, au tact, uh, mai ales cu o persoană din familie și sau cu un subiect delicat pe care l-au mai atins și altă dată și uh, își pierd însă un pic răbdarea spre seară. Pentru săgetători, atenție și vigilență, mai ales în a doua jumătate a zilei, atenție și la sănătate și la excese și probabil că trebuie în numele dreptății sau al corectitudinii să renunțe la un viciu sau la un comportament. Capricornii, foarte bună zi în plan social, relație bună cu șefii, după amiază însă, trebuie să renunțe la ceva sau spre seară. Deci să refuze o invitație sau să renunțe la acțiune. Pentru vărsători, multă înțelepciune dovedesc astăzi încântărirea oamenilor, situațiilor, opțiunilor și își asumă acest rezultat, chiar dacă, spre sari, înțeleg ei că implică și niște sacrificii. Pentru uh, pești, uh, ziua ei este bună în prima parte a ei, din punct de vedere material financiar. După amiază, însă, își dau seama că uh, pentru ei această beneficitate pe care o obțin în relații înseamnă și niște obligații, pe de altă parte, pe care nu le-au văzut la început, dar să dominesc la finalul zilei ca în ce înseamnă pentru ei ce au obținut. O zi care ne face un pic atenți, mai ales la doleanțele celor din jur sau la echilibrul, balanța aceasta între ce dăm, ce primim și ce dau, primesc ceilalți. Mai bine ne vedem și mâine!